Dorina Gherganov vă prezintă telejurnalul. Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la știrile amiezii pe TVR Moldova. Iată cele mai importante știri ale orei. În timp ce unii sărbătoresc, alții veghează. Pompierii și salvatorii au fost solicitați de 15 ori în prima zi a Crăciunului pe stil vechi. Universitatea suedeză Malmö este închisă astăzi din cauza unei amenințări trimise prin e-mail, conform căreia urma să se comită un atac de amploare. La gala Globurilor de Aur 2018, care a avut loc aseară la Hollywood, cel mai apreciat film a fost 3 panouri publicitare lângă Ebbing, Missouri. O răfuială de cartier din sectorul botanic al Chișinăului s-a încheiat tragic. Un tânăr de 25 de ani a murit, iar altul de 27 de ani a fost rănit după ce au fost împușcați de niște vecini. Totul s-a întâmplat aseară, când victimele au ieșit pe balcon să fumeze, stârnind furia unor vecini de la un etaj inferior. Inițial, spiritele s-au calmat, iar când victimele au ieșit din nou la balcon, agresorii îi așteptau cu o armă pregătită și au tras mai multe focuri. Este vorba de doi bărbați de 33 și respectiv 56 de ani. Unul dintre tineri a murit pe loc, iar altul a ajuns la spital cu răni grave. Poliția i-a reținut pe cei doi agresori, care sunt recidiviști. Ei riscă până la 20 de ani de închisoare sau chiar detenție pe viață. Conducerea separatistă din regiunea Transnistrană vrea să obțină de la Chișinău și Kiev permisiunea de a deschide aeroportul de la Tiraspol. Principalul negociator al Tiraspolului, Vitalii Ignatiev, a declarat că, deși în ultimul timp această problemă nu a fost una primordială în cadrul negocierilor, ea se încadrează în acordul dintre Chișinău și Tiraspol și se concentrează în primul rând pe aspectele social-economice ale relațiilor bilaterale. Autoritățile de la Chișinău nu au reacționat deocamdată la aceste solicitări, însă unii experți consideră că până la reglementarea definitivă a conflictului transnistrean, Kievul și Chișinăul nu vor putea conveni asupra redeschiderii aeroportului, fiind necesare garanții că acesta nu va fi folosit în scopuri militare. 2017 a fost un an rodnic pentru podgorenii din Republica Moldova. Vinurile autohtone au cucerit peste 300 de medalii la competițiile internaționale, dintre care mai bine de jumătate au fost din aur. Totodată s-au extins exporturile în peste 40 de țări ale lumii. În 2017, vinurile moldovenești au demonstrat că sunt printre cele mai bune, alături de cele franceze și italiene. Una dintre licorile lui Bahus, preparată în sudul Republicii Moldova, a luat medalia de aur la concursul mondial de vinuri roze desfășurat în Franța. Este o aromă de ierburi aromatice, fructe, coapte. Tot aceste nuanțe putem simți și în gustul vinului dat. Numărul vinurilor moldovenești care au cucerit lumea în acest an se ridică la 300. Mai mult de jumătate dintre ele au venit acasă cu medalii de aur. În 2017, volumul de vinuri cu indicație geografică protejată a ajuns la aproape 3 milioane de litri. Potrivit Oficiului Național al Viei și Vinului, 10% din totalul producției plasate pe piața locală și internațională sunt cu indicație geografică protejată. Embargourile și alte restricții impuse de Federația Rusă la exporturile de vinuri a mobilizat producătorii moldoveni să găsească alte piețe de desfacere mai sigure și mai competitive. Exportul de vinuri îmbuteliate către piețele netradiționale a atins cota record de 70% din totalul exporturilor, inversând astfel balanța care exista până în 2013. 70% din toate mijloacele care noi le acumulăm în fondul Viței de Vie, ei se duc la promovarea vinului moldovenesc pe piețele de export, ca vinul să fie mai bine cunoscut. Investim o parte, desigur, cei ce rămâne din fond, investim în calitate, vreau să drept ați observat, ca să menținem competitivitatea vinăriilor. În prezent, 45% din exportul de vinuri din Republica Moldova ajunge pe piața europeană. 30% din export se face în piețele CSI, iar 20% pe cele din China și SUA. În ultimii ani, și România și-a dublat volumul de import din Republica Moldova. Importatorii ai vinului moldovenesc au devenit și Uzbekistanul, Singapore, Chile și chiar țări din Africa.
În timp ce unii sărbătoresc, alții veghează, serviciile speciale au avut mult de lucru în prima zi a Crăciunului pe stil vechi. Au intervenit la stingerea incendiilor, în accidentele de pe drumurile naționale sau au salvat viața colindătorilor blocați în ascensor. Au pornit să vestească nașterea Domnului și s-au pomenit blocați în lift 5 adolescenți cu vârste între 13 și 16 ani. Au rămas în ascensor la etajul 7 al unui bloc de pe strada Decebal din Chișinău, mult după miezul nopții. Abia în jurul orei 3 au reușit să cheme în ajutor salvatorii. Și așa au fost scoși toți cei 5 colindători, vii și nevătămați. Două echipaje au muncit la deblocarea liftului. Ajungând la fața locului, am observat minori blocați în ascensor, după care cu utilajul de descarcerare a ridicat la etajul 7 și i-am salvat. Ultimele 24 de ore au fost de foc pentru pompieri. În localitatea Chietrosu din Anenii Noi, o bucătărie de vară a luat foc, iar proprietarul, un bărbat de 41 de ani, s-a ales cu arsuri pe ambele mâini. Pompierii au reușit să stingă incendiul, iar bărbatul a ajuns în îngrijirea medicilor. Un Crăciun nefast a fost și pentru familia lui Ilie Bivol, renumitul vlogger din Republica Moldova. Casa în care tocmai se mutase a luat foc și a ars în mare parte. Imaginile au fost filmate de către Ilie, care și-a rugat fanii să-l ajute să-și repare casa și în același timp i-a îndemnat să doneze și pentru alte cauze. Dimineața m-am dus de casă și s-a întâmplat un accident. Nu știu. Eu când am venit n-am putut să deschid ușa asta și ușa asta din spate, că erau două uși și am făcut o gaură în perete. Și am scos niște chestii, dar n-am reușit să scot tot. Am plâns azi. Dacă vreți, nu sunteți obligați. Puteți să intrați în descriere, să donați cât vreți, un leu, doi. Măcar ceva știți, nu știți. Tragedii s-au întâmplat și pe drumurile naționale. Aseară, în apropiere de orașul Strășeni, un microbuz a derapat și s-a răsturnat. Șoferul a murit, prins între resturile mașinii și a fost nevoie de un echipaj de la descarcerare pentru a-l scoate. Circumstanțele accidentului vor fi stabilite de poliție. Artiștii care îmbină stilurile și ritmurile. Aseară ți-am luat basma mâine, da-di-da-di-da-di-da-di-da. Formația care surprinde și inovează. Împreună fac din muzică sărbătoare. Alex Calancea, Band and Goose. Cu doi înainte, unul înapoi, același ne-am cumpărat de mai noi. Simt orchestra cu bandul pulsând, ne-am înglat dansând. Un concert pasionant la TVR Moldova. Știri externe acum. Universitatea din orașul suedez Malmö e închisă astăzi din cauza unei alerte de securitate. Poliția a anunțat încă de acum 3 zile că există o amenințare credibilă. Autoritățile le-au cerut profesorilor și celor 24.000 de studenți să lucreze de acasă în prima zi a săptămânii. Orice examen care urma să aibă loc astăzi va fi reprogramat și modificările vor fi comunicate din timp, a transmis conducerea universității. Amenințarea a fost primită sub forma unui e-mail, al cărui autor afirma că va comite un atac de anvergură. În aprilie anul trecut, Suedia a trecut prin coșmarul unui atac terorist. Un individ a lovit intenționat cu un camion pietonii din centrul capitalei Stockholm, omorând 5 oameni. Proteste aseară la Cluj. Sute de oameni au ieșit în stradă la primul protest de anul acesta față de modificările aduse legilor justiției și împotriva guvernului de la București. Oamenii au scandat și mărșăluit pe străzile orașului aproximativ 4 ore. Peste 300 de clujeni și-au dat întâlnire la monumentul memorandiștilor. Mulți dintre ei aveau banere și pancarte cu mesaje antiguvernamentale. S-a înregistrat! Nu, prietene, s-a înregistrat pe portavocea ta! USR, nu, prietene! Tu m-ai acuzat, demonstrează! După aproximativ o oră, manifestanții au pornit în marș prin oraș și au făcut prima oprire în fața prefecturii. Măsurile astea luate repede înainte denotă faptul că sunt niște oameni de probitate îndoielnică. Arătăm că
este vocea poporului. Vocea poporului este aceasta pe care o auziți, deci nu vrem modificările pe care vrea să le facă Parlamentul privind justiția. România ajunge din nou în topul celor mai buni informaticieni, de data aceasta prin intermediul a 6 liceeni din Sibiu, calificați în ultima etapă a celui mai mare concurs internațional de informatică organizat de NASA. Tinerii au impresionat prin soluțiile găsite pentru programarea unor roboți spațiali care se descopere viață pe Marte. Dacă vor trece de ultima probă, programele lor vor fi folosite de Stația Spațială Internațională. Cei 6 elevi de clasa 11-a învață la Colegiul Național Gheorghe Lazăr din Sibiu, specializarea matematică-informatică. Au aflat de concursul celor de la NASA de pe internet și au decis să formeze echipa Horizon. Provocarea abia acum urmează. Sunt doi sateliți într-o anumită zonă, care să fie, mă rog, în finală pe stația spațială și trebuie să se ducă să colecteze niște monstre, se ducă de sus jos, să evite niște geizere, să ia un analizator de sus, să caute niște monstre și, practic, niște probleme care se confruntă NASA. Soluțiile date de elevii români au convins pe cercetătorii de la MIT și NASA. Cel mai mult a contat creativitatea, după cum spuneam. Asta mi s-a părut cel mai important, că până la urmă nu programarea a făcut. Cine era mai creativ, cine știa să folosească ce i-a dat cât mai bine. Înainte de asta nu prea am participat la concursuri din astea de programare în echipă și îmi place că am învățat să colaborez. Suntem foarte mândri de noi și toată părinții sunt mândri de noi și sunt foarte bucuroși că am ajuns până aici. Competiția internațională de informatică Zero Robotics, desfășurată de NASA, reunește anual sute de elevi de liceu din întreaga lume. La ediția care se va încheia pe 14 ianuarie, România se mândrește cu participarea a trei echipe, printre care și Horizon. Rezultatul este foarte frumos. Am fi și mai fericiți dacă s-ar termina totul foarte bine, dar oricum calificarea în ultimele 14 timuri este o realizare. Elevii sibieni vor afla rezultatul final al competiției pe 11 ianuarie, atunci când se va desfășura și ultima etapă a celui mai important concurs internațional de informatică. Aproape 20 de asociații cer președintelui României, Klaus Iohannis, să folosească atribuțiile de mediator pe care îi le conferă Constituția și toate mijloacele pentru ca, citez, România să nu devină un proiect blocat, eșuat din punct de vedere al statului de drept, capturat de rețele infracționale. Am încheiat citatul. Semnatarii mesajului solicită șefului statului să ceară un punct de vedere Comisiei de la Veneția în problema modificării legilor justiției. Distracție la rece în Coreea de Sud. În cadrul unui festival dedicat iernii, organizatorii au lansat o invitație internațională pentru o zi de pescuit la copcă. Vedeți în telejurnal cum s-au descurcat participanții. Sezonul premiilor industriei cinematografice de la Hollywood a debutat aseară cu Globurile de Aur. A fost primul mare eveniment după izbucnirea anul trecut a uriașului scandal sexual, subiect care a dominat ceremonia de la Los Angeles, iar filmele care au dominat premiile au fost în mare parte cu și despre femei. Good evening, ladies and remaining gentlemen. It's 2018, marijuana is finally allowed and sexual harassment finally isn't. Așa a început a 75-a ediție a ceremoniei de cernării Globurilor de Aur, primul mare eveniment organizat la Hollywood după declanșarea scandalului sexual. Multe vedete au venit îmbrăcate în negru în semn de solidaritate cu victimele agresiunilor, iar câștigătorii și-au folosit discursurile de acceptare ca platformă de protest. I want to thank everyone who broke their silence this year and spoke up about abuse and harassment. You are so brave. May we teach our children that speaking out without the fear of retribution is our culture's new North Star. And the Golden Globe goes to three billboards outside Ebbing, Missouri.
Cel mai bun film dramatic prezintă povestea unei mame care vrea să forțeze autoritățile să-l găsească pe cel care i-a ucis fica. Trei panouri publicitare lângă Ebbing, Missouri, a adunat 4 premii, inclusiv pentru cea mai bună actriță, pentru Frances McDormand. Cea mai bună comedie a fost aleasă producția Lady Bird. Și la categoria televiziune au dominat tot filmele cu și despre femei. Marile minciuni nevinovate a primit 4 globuri, cele mai multe pentru interpretare, inclusiv cel mai bun rol acordat actriței Nicole Kidman. Iar povestea slujitoarei, unul dintre cele mai apreciate seriale din 2017, a triumfat la categoriile cel mai bun serial dramatic și cea mai bună actriță. Printre laureați s-au mai numărat regizorul Guillermo del Toro, actorii James Franco și Gary Oldman și actrițele Saoirse Ronan și Allison Janney. Această ediție cu numărul 75 a Globurilor de Aur a fost istorică. Pentru prima oară, premiul pentru întreaga activitate a fost acordat unei femei de culoare. Realizatoarea TV, actrița și producătoarea Oprah Winfrey, care a vorbit și despre scandalurile sexuale care au zguduit Hollywoodul. We all have lived too many years in a culture broken by brutally powerful men. For too long, women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men. But their time is up. Their time is up. Decernarea Globurilor de Aur este primul mare eveniment din an pentru industria cinematografică și considerat un barometru al Oscarurilor. Și dacă la capitolul filme pariurile sunt încă deschise, cel mai probabil și ceremonia care va avea loc în martie va fi dominată tot de tema abuzurilor sexuale. Personaje iconice din Războiul Stelelor sau din Incredibilii vă așteaptă anul acesta în cinematografe. Va fi un an plin de premiere semnate de regizori celebri în care joacă actori extrem de cunoscuți, promit marile studiouri de la Hollywood. Oferta e bogată și în filme pentru copii sau întreaga familie. Colega noastră, Anda Soceanu, știe care sunt cele mai așteptate filme din acest an. Pelicule noi, remake-uri și continuări ale unor filme deja celebre. Hollywoodul vine cu surprize și promite că sălile de cinema vor fi pline. Războiul Stelelor, Pantera Neagră și Avengers Infinity War sunt doar câteva dintre titluri. Primul vine în februarie, Pantera Neagră. Despre filmul făcut de Marvel se spune că ar fi avut un buget uriaș. Filmul are mari șanse să aducă un nou supererou, primul supererou de culoare din filmele produse până acum de Marvel. 50 Shades Freed, cea de-a treia parte a seriei Cele 50 de umbre ale lui Grey, aduce finalul poveștii de dragoste dintre misteriosul Christian Grey și frumoasa Anastasia Steele. Filmul apare în curând, pe 8 februarie. La fel de așteptat este Lara Croft, cea mai recentă poveste din noua serie Tomb Raider. Se va lansa pe marile ecrane în martie 2018. Nu o mai găsim pe Angelina Jolie, ci pe Alicia Vikander, cea care intră în pielea eroinei. Urmează continuarea poveștii Deadpool. Ryan Reynolds intră în pielea personajului principal și va intra în confruntare cu Cable, interpretat de Josh Brolin. De asemenea, cel de-al doilea film aduce și schimbarea regizorului. Premiera filmului este programată pentru luna mai. Fanii seriei Războiul Stelelor vor avea și ei un nou motiv de bucurie în 2018. În primăvară va avea loc premiera peliculei Han Solo. Noul film Star Wars va fi lansat pe 25 mai și va spune povestea lui Han Solo când era tânăr. Ultimii Jedi, filmul lansat anul trecut, a avut un succes răsunător, urcând pe locul 2 în topul încasărilor pe 2017. Se așteaptă ca și noua peliculă să depășească așteptările fanilor, dar și recordul de încasări. Oferta este bogată și în filme pentru copii sau pentru întreaga familie. Steven Spielberg lansează în martie o adaptare după Ready Player One, iar în luna iunie are loc premiera filmului de animație Incredibili 2. Coreea de Sud a lansat o invitație internațională pentru o zi de pescuit la copcă. Organizatorii evenimentului au rămas uimiți de numărul entuziaștilor care au răspuns provocării. O vacanță altfel. Asta își doresc toți acești oameni care, fără să țină cont de frigul teribil, au pus mult suflet într-o partidă de pescuit din care au lipsit instrumentele clasice. E de ajuns o sfoară și chiar în lipsa ei te poți descurca fără probleme. Distracția a fost în toi când câțiva ingenioși au descoperit noi spații de depozitare.
Ceea ce s-a întâmplat pe lacul înghețat face parte, de fapt, dintr-un întreg festival al iernii, desfășurat la 120 de kilometri distanță de capitala Seul. Sunt așteptați în total 150.000 de turiști sudcoreeni și străini. Orâncoangjang에서 한 60여 가지 프로그램으로 진행되고 있습니다. 겨울철 조갑 놀이 선물 세트가 되겠죠. Distracția nu se termină cu una, cu două. Festivalul se desfășoară pe durata întregii luni. ...34 de copii au fost botezați de Papa Francisc în Capela Sixtină. Suveranul pontif le-a vorbit părinților despre limbajul dragostei și despre alăptatul în locuri publice. Papa Francisc a botezat 18 fetițe și 16 băieți, inclusiv două perechi de gemeni. Ceremonia a durat două ore în decorul spectaculos al unor scene pictate de Michelangelo. Botezul papal este un eveniment anual, iar părinții micuților sunt angajați ai Vaticanului. Federico, io te battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Suveranul pontif a avut și câteva comentarii în timpul ceremoniei, în special sfaturi pentru mame. E, se loro incominciano a fare il concerto è perché sono, non sono comodi o hanno troppo caldo o non si sentono ad agio o hanno fame. Se hanno fame, allattateli, senza paura, dateli da mangiare, che anche questo è un linguaggio di amore. Mulți micuți au dormit în timpul ceremoniei. Într-o imagine apare însă și o mamă care își hrănește copilul cu biberonul, urmând recomandarea suveranului pontif. În perioada Crăciunului, pe stil vechi, în punctele de trecere a frontierei ale Republicii Moldova a fost forfotă mare. Zeci de mii de basarabeni au vrut să întâmpine Crăciunul alături de cei dragi. Astfel, pe 6 ianuarie, în ajunul sărbătorii nașterii Maicii, nașterii Domnului, aproape 60.000 de persoane au traversat hotarele Republicii Moldova, dintre care peste 30.000 de treceri pe sensul de intrare în țară. Comparativ cu aceeași zi a anului trecut, fluxul de călători a fost în creștere cu aproximativ 6%, precizează Poliția de Frontieră a Republicii Moldova. Energia verde câștigă tot mai mult teren în Republica Moldova, iar în ultimii ani s-a dublat consumul de energie regenerabilă. Peste 200 de instituții publice au fost dotate cu cazane pe biomasă, iar alte 48 au apă caldă datorită energiei solare. Asta a fost posibil datorită proiectului Energie și Biomasă. Uniunea Europeană a oferit Republicii Moldova un sprijin financiar de 25 de milioane de euro. Datorită suportului Uniunii Europene, Republica Moldova a înregistrat un salt în reducerea dependenței energetice față de furnizorii externi de gaze și cărbune. În 2017, în cadrul proiectului Energie și Biomasă în Moldova, care a ajuns la final, în 48 de instituții publice au fost instalate cazane pe biomasă, iar în 39 panouri solare pentru furnizarea de apă caldă. Astfel, în ultimii 6 ani, în 207 instituții publice din Republica Moldova au fost instalate cazane pe biomasă, în aproape 50 panouri și colectoare solare pentru încălzirea apei. În total, energia verde produsă a ajuns la 41 de megawați. Pentru acest an, Ministerul Economiei planifică să aloce în jur de 200 de milioane de lei pentru proiecte în domeniul eficienței energetice. Va intra în vigoare legea privind la resursele regenerabile și atunci acest domeniu va fi mult mai atractiv decât în prezent. Da, punem accentul pe implementarea proiectelor bazate pe tehnologii noi. Implementarea acestor tehnologii ne aduce economii de până la 30-40% din facturile lunare pe care le primim pe perioada iarnă. Potrivit datelor, în 2017, circa 15% din energia consumată în Republica Moldova provenea din surse regenerabile. Anual, Republica Moldova produce aproximativ 2 milioane tone de biomasă. Aceasta este suficientă pentru a încălzi toate școlile, grădinițele, primăriile și spitalele din țară. Prin utilizarea biocombustibilului solid în centralele termice existente, pot fi reduse anual peste 30.000 de tone de gaze cu efect de seră. Către anul 2020, Republica Moldova și-a propus ca 7
17% din consumul total de energie să fie din surse regenerabile. Atât pentru această oră, doamnelor și domnilor, rămâneți cu TVR Moldova și nu pierdeți telejurnalul orei 18. Eu sunt Dorina Gherganov și vă mulțumesc pentru atenție. O zi cât mai frumoasă în continuare și un început de săptămână excelent. La revedere!